enigmele din Providence. Înainte să existe gheața și focul, înainte de apariția triburilor, cele 7 maimuțe au îngropat o comoară inestimabilă a omenirii într-un loc fermecat. Dar azi comoara e în pericol. Doar cel care va citi acest pergament va putea să o protejeze, înfruntând forțele răului pentru a dezlega misterele din Providence. Ramură bătrână. Grăbește-te, Melissa! Acum veniți? Fiți mai atenți! Era cât pe ce să plec fără voi! Mulțumesc, Albert! Bună ziua, domnișoară! Bun. Bună ziua, copii! De ce fugiți așa? Sunteți lac de apă! Și micul Matiu își dorea atât de mult un prieten, un prieten adevărat, pe care să conteze oricând. Un prieten loial și curajos, încât ramura cea bătrână a prins viață. Dar cum ar putea o bucată de lemn să prindă viață? Pentru că Matiu își dorea asta cu adevărat. Și ce-a făcut ramura bătrână? Ramura bătrână îl proteja pe Matiu de ființele rele, de griguțel groaznic, cocoșatul din cimitir. Cel care răpește copiii atunci când stau cu spatele la el. Nu vă speriați, e osca. Mulțumesc, domnișoară Bongren, credeam că o să mă sufoc. Masca aceea e cam strâmtă pentru mine. Ai ajuns la timp, dragă Oscar. E târziu, întoarceți-vă acasă, copii, vom termina povestea mâine. Da, da, s-a înțepenit, ei și... Vă plac mult copiii. Ce vrei, Oscar? Pentru o bătrână neputincioasă ca mine, copiii sunt ca o rază de soare. Apropo de soare, azi nici urmă de el. Ce-i zice de un ceai bun, Oscar? Nu pot să vă refuz, dar permiteți-mi să vă servesc eu însumi după ritualul japonez Oshakumi. Știi, Melissa, ar fi grozav să avem un prieten ca și ramură bătrână. Un prieten bun care să ne sară în ajutor când frații Cerber se leagă de noi. Sau care să-i pedepsească pe oamenii mari când le fac rău copiilor? Exact. Ce mult mi-aș dori ca ramură bătrână să existe cu adevărat. Ramură bătrână? Prietenul copiilor? Fie... Nu poți refuza un copil. Războinicii Bambara își îngrozeau dușmanii cu masca lor de luptă. Credeți-mă, pe cuvânt, e de-a dreptul impresionant. Mie îmi spune ce-ar mai râde dușmanii dacă l-ar vedea pe Oscar scoțându-și masca. Jimmy, crezi că Oscar v-a făcut o demonstrație ca să-ți audă comentariile? Crezi că nu are altceva mai bun de făcut? Să scrii de 100 de ori, sunt politicos și sunt foarte atent în clasă când ni se face o demonstrație. Vă rog, doamnă. Și în 4 culori diferite. Dar nu e atât de grav. Na, trebuie să-i disciplinezi pe obraznici ăștia mici. Hei, mergem la domnișoara Bongren? Nu pot, trebuie să-mi execut pedeapsa pentru mâine. Ce rea e adrenalin, nu e drept. Dacă ramură bătrână ar exista, ar pedepsi-o.
Jimmy! Am auzit că adrenalin a fost atacată de o creatură de lemn. O creatură de lemn pe adrenalin. O marionetă. Sigur a avut halucinații din cauza stresului. Adrenalin are multe defecte, dar n-ar fi în stare să născocească o asemenea poveste. Ai dreptate, Katia, părea într-adevăr șocată și nu văd de ce și-ar fi făcut zgârieturi pe față. Ai o explicație rațională? De ce crezi că există o explicație rațională? Eu cred mai degrabă că avem de-a face cu un nou mister. Nu din nou! În ciuda absurdității acestei povești, e bine să procedăm logic. S-o luăm spre pădure, poate o mică plimbare ne va inspira. Oh, nu! După furtună, precizie, noroi peste tot. Da, dragă Marten, știam că pot conta pe tine. Să ne întoarcem, cărare e de neumblat. Hai de neînfricate, camarad. Cum spunea Ciotao, calea adevărului e plină de capcane. N-a pomenit ci de mocirlă. Nu te mai prosti, da? Avem o anchetă de făcut. Dacă crezi că vânătăile te ajută să reflectezi... Ai tras o căzătură pe cinste, nu? Ce noroc pentru vânătorii de ciuperci! Formidabil! Unde le-ai găsit, Teo? Doar nu credeți că o să vă dezvălui ascunzătoarea micilor mele comori. Dimpotrivă, vă voi arăta ceva ce vă va interesa cu siguranță. Urmați-mă! Ce ziceți de asta? Ce formă precisă! Oare cine a făcut asta? Marginile par arse, ca și cum fulgerul ar fi decupat copacul. În cazul acesta, bucata lipsă ar fi trebuit să fie lângă copac. Dar am căutat cu atenție și n-am găsit nimic. Ciudat! Ușurel, puștanilor! Ia te uite, v-ați luat acadele! Pot să gust și eu! Aroma mea preferată, cola și cireșe! La o parte, acadelele sunt bune, dar sunt și mai bune când ți le cumperi singur. Mâine să ne aduceți bani să ne cumpărăm acadele, ai înțeles? Mai ai timp să fugi! Biju, e rândul tău! Încetează! Pe mâine, țâncilor, să ne aduceți bani negreșit! Altfel... Să mergem! Altfel ce, Carlo? Dacă ramură bătrân ar exista, ar băga el spaima-n hoții ăștia de acadele. Două cărți! Hei! Două cărți de deasupra! Vrei să spui că trișez? Da! Da? Biju, tu ai făcut asta? Fără glume, cine e acolo? Nu, nu mai rămân aici nici o secundă! Nu m-a lăsat singur! Vedeți ceva? Poate era vântul!
Da, chiar așa, ca și Adrenalin, o creatură de lemn. Bine, bine, dar oare de ce ne tulbură liniștea? Întrebați-o. În orice caz, eu mi-am pregătit drujba. Hei, ascultați-mă! O să vă spun un secret, dar trebuie să jurați că n-o să-l divulgați. De acord? Da, de acord, da! O povestesc despre ramură bătrână. Bună! Despre ce e vorba? Despre personajul misterios care a atacat pe Adrenalin și frații Cerber. Vechea poveste cu marioneta malefică. Dar, Oscar, ai văzut că nu s-a mai întâmplat nimic de câteva zile. Da, dar ceva s-a schimbat în Providence, voi n-ați observat? Nu, n-am observat. Hei, ce înseamnă asta? Ai putea să-ți ceri scuze. Ah, copiii ăștia nu mai știu să se poarte. Exact, priviți, uite acolo. Acolo se joacă în mijlocul străzii fără să le pese de mașini. Și acolo. Numai o pic de respect față de adulți. Ba mai mult, s-ar spune că lumea se teme de ei. Uimitor, nu? Dar totul e pe dos. Exact. Să-l interogăm pe amicul nostru. Ai devenit foarte politicos, Carlo, faci progrese. Ce era un asta? Sunt doar surprins. Tu, spaima copiilor. E ceva despre care vrei să ne povestești? Mai bine nu. Pot apărea urmări. Urmări? Oscar, i-ai văzut pe Jimmy și Melissa? N-au mai venit la mine de câteva zile. Nu le stă în fire. Salut, copii! Azi nu mergeți la școală? Domnișoara Bongren e îngrijorată că nu mai vizitați. Păi... Oh, dragă Oscar, tocmai îi arătam domnului proiectul meu de urbanizare. Nemaipomenit, nu? Trebuie doar să desființăm terenul de joacă. Nu! Nu puteți face asta, e terenul nostru de joacă. Oh, ia auzi, dar proiectul acesta este foarte important pentru frumosul nostru oraș. Vă veți juca în altă parte. Nu, ramură bătrână nu vă va lăsa. Cine e ramură bătrână? Copiii ăștia. Noi să ne continuăm liniștiți discuția. Jimmy, cine e ramură bătrână? El i-a atacat pe Adrenalin și frații Cerber? Te rog, spune-ne, nu-ți facem niciun rău. Ceva îmi spune că misteriosul personaj de lemn ne va vizita din nou în seara asta. Surpriză! Nu mai înțeleg nimic, o simplă bucată de lemn. Vrea să fugă! Lasă-l, am aflat ce voiam să știu. Nu-ți amintește de nimic? Copacul din pădure! Exact! L-am pierdut! N-am terminat discuția, Jimmy. Îmi dai voie? Te vei bucura să afli că proiectul primarului a eșuat. O misterioasă creatură de lemn a distrus planul lui Rudolf. Ce uituc sunt! Tu știi deja pentru că tu l-ai trimis pe ramură bătrână, nu-i așa? Ei,
Ascultă, Jimmy, nu știu cum ai făcut asta, nici măcar de unde vine ramura bătrână, dar nu mai teroriza orașul cu ajutorul lui. Dă-mi drumul, voi vă purtați urât cu copiii și dacă nu mă lași în pace, ramura bătrână te va pedepsi. Da? Te înșel, Jimmy, eu te voi pedepsi dacă mai aud de ramura bătrână. De data asta nu va trebui să scrii nimic, ci vei primi o mamă de bătaie. Nu fi rău, Oscar, să-l ameninți pe Jimmy nu e o idee prea bună. Ah, ce noapte superbă! O noapte ideală să mă delectez cu memoriile bătrânului capitan Cook. Martin, dacă-ți mai clănțele dinții, vei fi depistat cât ai clipi. Nu știu cum reușești să fii atât de calm. În plus e umed aici. Mi-e fric. Răbdare, amice. Dacă am calculat bine, ramură bătrân ar trebui să ne viziteze în curând. În plus nu e decât o bucată de lemn. N-ai motive să te temi. O bucată de lemn? Dar nu orice bucată de lemn. Liniște, Martin. Taci, te rog. Ai spus liniște? Dar ține de bine, sosesc! Haide, Martin! Ești apăr, ești bine? Îmi pare rău pentru pălărie. De data asta cred că l-am dat gata pe ramură bătrână. Nu mai contați pe ramură bătrână, nu mai există. Acum va trebui să fiți cu minți și să terminați cu năzdrăvăniile. Ramură bătrână n-o să vă mai ajute. Niciodată, ramură bătrână era prietenul meu, ești rău. Dar... tu ai vrut-o și alții vor veni să-l răzbune pe ramură bătrână. Jimmy, întoarce-te! E clar că nu știi să te porți cu copiii, Oscar. Dacă am înțeles bine, ramură bătrână e rodul imaginației copiilor. Exact, un prieten imaginar devenit realitate. Katia, vino să o încerci. Poate e mai bine să apelăm la psihologie. Exact, și puțină intuiție feminină ar fi ideală ca să ne ducem misiunea la capăt. Ce zici? Tocmai voiam să-ți propun. Și voi, ce veți face între timp? Noi ne pregătim pentru inevitabil. Bună, Stanley! Am nevoie de cărți despre psihologia copilului. Secțiunea tineret e jos, dar e cam dezordine. Ah! Extraordinara poveste a lui Ramură bătrână. Ce e asta, Stanley? Asta? Una din cărțile din tinerețe ale domnișoarei Bongren. O poveste pentru copii. Gura copiilor adevăr grăiește. Ramură bătrână trebuie să se răzbune, dar de data asta nu va fi singur. Nici o clipă de pierdut. Îmi permiteți? Hei, poața! Barca mea! Barca! Ramurile bătrâne au pornit deja. Repede, mai repede! Fetiță, picioarele mele nu mai sunt tinere.
Nu vom reuși niciodată, sunt prea rezistente. Curaj, atacăm din nou. Combustibilul. Opriți-vă! Nu crezi că e prea mult? Dacă nu încetezi cu răutățile, povestea asta se va termina urât. Ai dreptate, Jimmy. Tu ai citit povestea lui Ramură Bătrână, dar nu știi sfârșitul. Povestea se termină cu dispariția lui Ramură Bătrână. Pentru că Mathieu, eroul din cartea mea, nu mai are nevoie de el. El hotărăște să-și asume singur responsabilitățile. Și tu poți face asta, Jimmy. Toți puteți. Da, înțeleg. Iertați-mă, îmi pare rău. Nu te necăji, Jimmy, nimeni nu e supărat pe tine, nu e doar vina ta. Vreți să fiți luați în serios, să fiți ascultați? Da, da. Am o idee care ar putea îmbunătăți lucrurile. Ei, a acceptat? N-a avut de ales. De aici înainte, Consiliul Municipal din Providence se va consulta cu Comitetul Copiilor pentru toate deciziile importante. Uite, președintele lor e deja la lucru. Curaj, terenul de joacă, copiii sunt fermi. Ne opunem. În sfârșit, totul a revenit la normal, Oscar. Nu chiar simt că în spatele acestei întâmplări se află o putere impresionantă. Ca și cum cineva ar vrea să distrugă Providence, cineva care vrea să ne împiedice să-i descoperim secretul. Dar ce secret? Copiii noștri au fost manipulați. De cine? De ce? Prieten, va trebui să găsim răspunsul la aceste întrebări, iar o bucată de lemn nu e de ajuns să mă facă să renunț. Sper, Oscar, sper. Ei, ne revedem foarte curând. Au dublat în limba română actorii Daniel Vulcu, Rodica Suplăcan, Ana Maria Vlad, Andrian Locovei, Ileana Iurciuc, Sebastian Lupu, Richard Balint, Anca Sigmirean, Iona Brudan. Traducerea și adaptarea Ioana Chiba. Regia Mariana Presecan și Doru Presecan. Dublajul a fost realizat de Zone Studio, Oradea.